mă, cine sunt ăștia? Ei, știi ce să ia? Maneliști. Cum ai zis? Maneliști. Nu se mă, maneliști. Sărani. Ia de tu asta, Marie. Ține și chipsurile. De la APA Nova vă deranjăm, am venit să citim contoarele. Contoarele, pardon. Nici mai știu la ce etajere. Nu cred că e combinație nouă. Pe scări? Da. Sigur nu e combinație pe scări. Ai aprins lumina. Intră tu, intră tu. Ia uitați-vă cine este aici. E vorul tău, tata. Uite, e leunchi tu, Lucian. Mamă, ce faci? Cum te cheamă, tine? Zic cum te cheamă, știi cum te cheamă? Zi, tata, cum te cheamă. Ia. Da. Tu ești ea? Da? Și spune și câți ani e tata. Dar pe mine știi cum mă cheamă? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Mergi la Lucian în brațe? Fugi, fugi. Haide, fugi. Fugi, tata. Ești prea aproape, ți-l opresc. Tata, ți-l opresc, ești prea aproape. Mi-e mie? Mi-e mie? De lui Mihai? Lucian, pardon. Da. Da, mi-e mie, dar mă ocolești. Pe cum facem? Hai, du-te și arată și tu la tine în cameră jucăriile tale, du-te și arată. Lui Mihai. Hai. Deschide ușa și du-te și arată-i acolo. Te descurci? Sau vrei eu? Dă-ncoa. Hai, te-ai lovit? Da. Ia. Deși... Ce trebuie? Așa, tata. Bravo! Aplauze, aplauze pentru Maria! Duminică e greu. Nu pentru copilul ăsta, dar nu e pentru copilul ăsta. Da, nu mai am vorbit ca la nebun. Vorbiște normal, că eu sunt fată mare și înțeleg tot. Ia să zic eu ceva ce e acolo. E copiii ăștia de față aici. Ce mai trebuie? Ce mai trebuie? A și I. A și I. A, stai mă cu glumele fizice. Iar a început actul ăsta cu glume fizice. E liber? E cam liber. E panicat, e panicat, da? Să fie filmat. Asta e dat în urmărire generală. Am înțeles. Uite, atunci vă ținem partea, lasă-ne să o pun jos. Așa. Ia, uite cine a venit. Acum nu mai are căciulă în cap. Ce faceți, doamne? Mulțumesc, bine. Bine că ați venit. Bine v-am găsit. Arată proaspătă, nu cum arăta în mașina aia, ce că... E pe acolo. Haide mă să-ți arăt tot, vii pentru prima oară la mine, zi-te. Să arăt casă. Ia mă, ia arătăm casa. Mamă. Hai că vine și Maria, ce crezi? Hai tata, hai să-i arătăm casa, tata. Hai la bunii, hai la bunii, hai la bunii. Aici e dormitorul. This is a master bedroom. Papa. Master bedroom, yes, 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 yes. Dormitorul fetei l-ai văzut deja? Așa. Ceva deosebit. Așa, living-ul. E living-ul, hai, ia tot. Living-ul l-ai văzut? Masa unde o să mâncăm astăzi cu toții. Regulă de bază, ai auzit, Mihai? Mihai, ai auzit? Ce? Azi mâncăm toți la masa asta. Ok. Așa, moșule, ce terasă? Și în spate mai e o cămăruță în care mi-am propus eu să-mi fac un... Man cave? Man cave, da. N-am apucat să fac nimic. Dar urmează, poate în 2024 reușesc. Și cam atât. Ia uite, păcănele aici. Ia dăm. Vrei să dai o mână? Ia dăm. Ia fii atent cum face fimea acum. Da. Are o cucușică care a fost în nou și e cam mititică să nu înghită. Ai văzut, dragă, ce succes ai pe net? Nu, dragă. N-ai văzut? Nu. Nu? Am avut succes? Cu ce? Când dădeam cu mopul, nu? Exact. Aha.
Am fost harnică, ca niciodată. Cred că te mănâncă. Dacă dai în tasul. Zguritatea lui băie. Glume fizice. Așa am învățat act. Ești nenicu, ești mai mare, trebuie să te respect. Indiferent de situație. Da, mă? Dar ce bataie ți-ai ieși dacă tot dată? Bine, am coincidit, de-am cup. Uite, tata, vezi? Am dat pup. Am dat pup. Hai, vine cu ați. Hai, tati. Tati, da. Odici. Iară-te, Lucian, cum dai tu mie pup. Dă-mi un pupic. Dă-mi un pupic. Hai, tia. Ce? De la ce sunt copere alea? De la... Ce ai făcut? La unde l-ai furat firia al soacră, mi s-a fi? Băi, tâmpitul. Am toate disciplinele aici. Am fotbal, am tenis, am biliard, am actorie, am... Ce mai vrei? Da, tată? Ce ai zis, domnișoară? Da, tată. Ăsta nu seamănă, ăsta de aici nu seamănă cu... Ia uite, cine e aici? Cine e aici? Bebe. Cine e acolo? Bebe. Cine e acolo? Maria. Ce este? Oh, ne-am dat cap în cap. Bucătar. Haideți. Hello, moțu. Hello, moțu. Avem o varietate de cărnuri. Cu cartofi prăjiți. Cu un sos de usturoi. Excelent. Dar tu nu știi că sunt vegan, mă? Bă, dă-te. Da, mă, tine. Numai partea lui. Partea lui, partea lui. Cine stă în capul meu de acolo? Eu? A? Nu, șefa. Șefa noastră stă în capul meu. Eu stau în capul la masă. Nu, nu, nu. Șefa mea stă în capul meu. Fraților, acum că ați făcut cunoștință și cu nepoțica mea, adică fica lui Augustin, zis Armando, Cerceluș, Cichician și așa mai departe, pot să-mi iau la revedere și să vă urez toate cele bune până pe data viitoare, când vom face din nou un vlog de aici, din orașul nostru natal, numit București. La revedere!